Vreau să-i doresc succes prietenului nostru și la cât mai multe asemenea evenimente. Nu vorbesc mult, că nu sunt bucătar, nu sunt specialist de mâncare, sunt doar un om care încearcă să aducă un pic de bine în plus în lumea asta. Spune-mi câteva cuvinte despre Black Sea Food Summit, care e la prima ediție. M-am gândit să inițiez acest proiect pilot, un summit pilot, să pun bazele unei ediții oficiale în 2016, unde să invităm toate autoritățile care sunt implicate în acest demers al agriculturii, al protecției mediului, adică Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii, dar și Ministerul Învățământului. Pentru că îmi propun ca, odată cu Black Sea Food Summit, să investim în tânăra generație de bucătari, de ospătari, pentru că ei sunt cei care ne poartă mesajul pe mai departe și lucrurile pe care le construim să fie durabile. Care sunt cele mai mari probleme pe care încearcă summitul să le rezolve din industria românească? Politica de antirisipă alimentară. Trebuie să avem grijă de planeta noastră, trebuie să fim conștienți că ceea ce consumăm în momentul de față este 150% din capacitatea de a produce și din acești 150%, 40% e risipă. Deci e enorm. Din acest motiv trebuie să fim din ce în ce mai conștienți că orice gest al nostru să fie responsabil. Spuneți-mi câteva cuvinte legate de protecția mediului înconjurător în contextul gastronomiei și mai ales în România, bănuiesc. Am încercat să abordez exact acest subiect, cum se leagă de consumator și cum se leagă de alimentație, protecția mediului și se leagă într-o măsură foarte, foarte mare. Pentru că raportul Planeta Vie, pe care îl facem la fiecare 2 ani, ne arată că în acest moment consumăm de parcă am avea 1,5 planete. Având în vedere că nu avem 1,5 planete, ne putem imagina ce va genera acest lucru. Deja ajungem ca în august să consumăm toate resursele pe care le produce planeta pentru un an. În România, din 5 pachete alimentare, unul este aruncat ca vreodată, fără să fie vreodată desfăcută. Dacă ne gândim doar la alimente noi, ne putem imagina de mărimea, amploarea fenomenului și asta într-o țară unde chiar ar fi oameni care au nevoie de acest lucru. Așa că, dincolo de legislație, dincolo de tot ce se întâmplă, dincolo de ce putem să facem la nivel macro, primul lucru ce putem să facem să deschidem frigiderul, să facem o puțină investigație și să ne dăm seama cam câtă mâncare aruncăm săptămânal. Aujourd'hui, nous devons avoir une réflexion sur l'utilisation et la consommation. Da, astăzi trebuie să avem o reflecție asupra utilizării și consumării produselor. Je crois personnellement. Cred personal. Que la première chose qu'il faut que nous fassions. Primul lucru pe care trebuie să-l facem. C'est d'analyser notre comportement personnel. Să analizăm comportamentul nostru personal. Parce que si on ne se respecte pas soi-même, on peut pas respecter le produit. Dacă nu ne respectăm pe noi înșine, nu putem respecta produsul. Una din marile teme ale acestui summit este risipa alimentară. Cum poate fi ea evitată cât de cât în industria românească în special? Păi am putea să vorbim chiar de la bază sau de la începuturi, pentru că se formează prin educație, cel puțin la noi la școala vocațională, indiferent de cursul despre care discutăm, discutăm și despre conservarea produselor, conservarea naturii, și gândire verde, să spunem. De important este un summit de acest gen care reunește oameni din diferite industrii și în același timp dă și o față umană industriei. Este foarte important și din câte știu este primul de acest fel în România. Este un concept nou, este de apreciat și de susținut mai departe.